Deși guvernanții se laudă mereu că vor crește pensiile, statisticile sunt îngrijorătoare. Doar unul din cinci pensionari trăiește din pensia minimă, adică peste un milion de persoane din totalul celor 5 milioane de pensionari care există în țara noastră se chinuie de la o zi la alta, iar diferențele pensiei medii ajung la peste 1000 de lei în funcție de regiunile țării. 1.148.000 de pensionari trăiesc cu pensia minimă garantată. Asta înseamnă că unul din cinci bătrâni trebuie să-și calculeze veniturile în fiecare lună pentru a putea supraviețui. Dintre cei cu pensie minimă, 1.035.000 de persoane provin din sistemul asigurărilor de stat, puțin peste 107.000 provin din fostul sistem pentru agricultori, iar 5.700 din sistemul militar. Iar situația stă mai rău în anumite județe ale țării. Dacă raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat și cel al salariaților a fost la nivel național de 8 la 10, la București și Ilfov, statistica arată mult mai bine. Doar 4 pensionari la 10 salariați, asta în timp ce în județul Vaslui sunt 14 pensionari la 10 salariați, iar la Teleorman sunt 15 pensionari la 10 salariați. Discrepanțe sunt și în ceea ce privește pensia medie pe județe, în timp ce în județul Hunedoara și municipiul București pensia medie este de peste 2500 de lei. În județe precum Vrancea și Botoșani, suma scade sub 1600 de lei. Asta în timp ce la nivel național, pensia medie ajunge la puțin peste 2100 de lei.